Bună dimineața! Declarația politică de astăzi se intitulează Stop abuzurilor guvernării peste Dragnea. Doamnă președinte de ședință, stimați colegi, Duminică 12 mai am avut senzația că timpul s-a dat înapoi, iar România încă era prinsă în vremurile de tristă amintire, atunci când dictatorul Ceaușescu era personajul principal al emisiunilor de pe postul public de televiziune. Iată că după aproape 30 de ani, Partidul Unic, PS Dragnea, a pus stăpânire din nou pe televiziunea publică, iar liderul suprem, condamnat în prima instanță la închisoare cu executare, condamnat definitiv cu suspendare, împreună cu unul dintre aghiotanții săi, Ministrul Agriculturii Petru Daia, au deșins în platou emisiunii Viața Satului, pentru a eminți pe români și a le promite ceea ce nu au fost în stare să realizeze până acum niciunul din cele trei guverne garantate de Liviu Dragnea, unul dat jos de Liviu Dragnea. Toate acestea se întâmplă în plină campanie electorală, liderii PSD fiind promovați gratuit de televiziunea publică, din banii noștri, din banii proveniți din taxele plătite de românii cinstiți cât de gros trebuie să fie obrazul și să vină să le promită agricultorilor dublări de subvenții și noi programe de creditare când au avut posibilitatea să ia aceste măsuri până acum. Cine i-a împiedicat pe cei de la PSD să adopte aceste măsuri? Cum este posibil ca moderatorul emisiunii să nu fi avut nici măcar curiozitatea să pună una din aceste întrebări? Doamnelor și domnilor deputați, Acestea sunt doar câteva întrebări la care românii trebuie să primească răspuns cât mai urgent, atât din partea liderilor peste Dragnea, cât și a conducerii televiziunii publice, care, din păcate, își permite să facă publicitate deșănțată pentru un partid aflat în competiția electorală. Din păcate, astfel de practici aruncă încă o pată neagră asupra unei instituții simbol pentru români, așa cum este televiziunea publică, o instituție care a avut un rol extrem de important în evenimentele din decembrie 1989 și în procesul de democratizare al României după căderea comunismului. Este trist că PS Dragnea se pretează la astfel de practici, alegând să-i mintă în continuare pe români cu televizorul. Cu toate acestea există și un revers al medaliei, iar Liviu Dragnea trebuie să știe că nimic nu-l va mai scăpa de blamul popular, nici măcar astfel de emisiuni aranjate. Asocierea cu personaje ca Nicolae Ceaușescu, care fie vorba între noi pe lângă Dragnea, a fost un patriot, sau Kim Jong-un nu-i poate fi de prea mare folos, ba din potrivă. Își consolidează astfel imaginea de individ amețit de putere, arrogant și incapabil să facă față în disputele directe cu românii. Cu adevărat, România merită mai mult decât Liviu Dragnea. Vă mulțumesc, Florin Roman, deputat PNL de Albă.